Pentru pasionații de automobilism sportiv, weekendul 29-30 iulie a fost plin de adrenalină, spectacol și dinamism, deoarece s-a desfășurat cea de-a patra ediție a campionatului național de rallycross Cupa Câmpulung Muscel, un proiect susținut de mai mulți parteneri importanți și cofinanțat din bugetul local al municipiului Câmpulung pe anul 2017. Evenimentul s-a desfășurat pe traseul special amenajat de pe platoul Grui, în prezența unui public numeros. După deschiderea oficială, în care piloții de la diferite clase competiționale au fost prezentați și instruiți de comisarul sportiv, au urmat antrenamentele cronometrate și manșa întâi. Cu puțin timp înainte de startul competiției, Iulian Nicolaescu ne-a prezentat așteptările referitoare la etapa cu numărul 4 din campionatul național de rallycross. La Câmpulung, pe un traseu nou amenajat, oferind niște condiții foarte bune sportivilor. Ne bucurăm de o prezență peste așteptări, apropiem 30 de sportivi prezenți la start, lucru care este îmbucurător și faptul acesta ne dă speranțe că pe viitor această disciplină se va dezvolta foarte frumos, mai ales în zona noastră, în Muscel, aici unde există o tradiție extrem de specială vis-a-vis de acest gen de competiții. Vremea este foarte bună, din punct de vedere organizatoric ne-am străduit ca să, în afară de traseu, să oferim sportivilor toate condițiile necesare pentru ca competiția noastră să se desfășoare sub cele mai bune auspicii și suntem convinși că până la final, cu ajutorul Dumnezeu, vom realiza un eveniment frumos prin intermediul căruia vom promova atât sportul de performanță, zona noastră a Câmpulungului, prin acest prilej, cu acest prilej vreau să mulțumesc primăriei municipiului Câmpulung, care este coorganizator în această competiție și care a pus la dispoziție absolut toate mijloacele pentru ca arena gladiatorilor, așa cum ne place nouă să o numim, să fie în cele mai bune condiții. Așadar, spectacol, emoție și, bineînțeles, adrenalină la Câmpulung. Distracția a avut mai multe forme, dar după ce motoarele au fost turate puternic, spiritul competițional s-a dezlănțuit pe circuitul perfect pentru testarea limitelor mașinilor participante și a nivelului de concentrare maximă din partea piloților. Depășirile spectaculoase, trecerea cu viteză prin perdelele de praf impresionante și sinfonia motoarelor care au răsfățat simțul auditiv al spectatorilor au fost doar câteva dintre elementele care au alcătuit o reprezentație în care automobilele au jucat rolul eroilor principali, ținuți sub control de maestria celor de la volan. În prima zi de concurs a fost planificată manșa întâi, urmând ca duminică să se desfășoare manșa a doua și finala competiției. Unul dintre fanaticii echipei Muscel TV, când vine vorba despre mașini, a pornit alături de un arbitru foarte amabil în recunoașterea traseului pe care au alergat modelele din categoriile multiple de concurs. Rezultatul a fost captat de la bord și vi-l prezentăm în continuare pe muzică de la Muscel FM. Așa arată traseul. Thank you.
Mulți cel TV! Vă mulțumim mult de tot! Și o să vă rog să ne spuneți și numele dumneavoastră. Marius Gorgan, arbitru de la Colegiul Argeș. În loc de alte concluzii, mai adăugăm faptul că așteptăm cu nerăbdare etapele următoare ale competițiilor automobilistice organizate cu succes și mândrie sub emblema Cupa Câmpulung Muscel.